Două femei au încercat să-și pună capăt zilelor marți 17 noiembrie. O adolescentă în vârstă de 17 ani din localitatea Preutește a ajuns în stare gravă la Spitalul Municipal Fălticeni, după ce a înghițit aproximativ 17 pastile de paracetamol. Fata a considerat că viața ei nu mai are rost după ce s-a certat cu prietenul său și a încercat să se sinucidă. Medicii au diagnosticat-o cu intoxicație medicamentoasă voluntară și i-au administrat tratament de specialitate. Tot în noaptea de marți 17 noiembrie, în jurul orelor 23, o femeie din municipiul Suceava a ajuns în stare gravă la unitatea de primiri urgențe din cadrul spitalului județean după ce a înghițit mai multe medicamente de Eurespal și Fromilid. Femeia a fost găsită de către fica sa în stare de inconștiență și a cerut ajutorul unui echipaj de ambulanță. Femeia de 42 de ani a fost preluată de către echipajul medical și transportată la spitalul Sucevean, unde medicii urgentiști au diagnosticat-o cu intoxicație voluntară medicamentoasă de etiologie necunoscută. Pacienta a fost internată la secția de terapie intensivă pentru tratament de specialitate. Personalul medical este rezervat în ceea ce privește evoluția stării de sănătate a femeii. Așa cum a reieșit din declarațiile membrilor familiei, se pare că aceasta a intenționat să-și încheie socotelile cu viața din cauza certurilor cu soțul, care au fost din ce în ce mai dese în ultima perioadă.